Salut, prieteni, sunt Angel și aceasta este ziua a patra din programul de masă musculară pentru acasă. Astăzi vom face din nou, în această săptămână, piept, triceps și abdomen. Câteva exerciții se vor repeta, câteva nu. Așa că haideți să trecem la treabă. Să începem cu primul exercițiu pentru piept. Vom face flotări cu ghiozdanul în spate. Vom face flotările cu poziție depărtată, da? Pentru a ne lucra cât mai mult pieptul și coatele ușor în exterior, nu le vom băga în interior. În timp ce vă ridicați, gândiți-vă ca și cum ați vrea să adunați terenul de sub voi, da? Parchetul, să-l adunați, să trageți cât mai mult de coate încât să vă contractați pieptul. Da? Acum, dacă aveți o bancă, foarte bine, o veți folosi. Dacă nu, vă veți susține spatele pe scaun, este ok și o bilă din aceea de fitness, cum ar veni. Vă așezați cu spatele pe scaun. Țineți ganterele în fața pieptului. Băgați pieptul în față, dar nu vă aplicați. Băgați pieptul în față și aici. Aici faceți un stretching, da, vă întindeți foarte mult jos și aici strângeți pieptul. Al treilea exercițiu și ultimul exercițiu pentru piept, vom face flotări normale cu priză cu poziție depărtată. Vom face 4 seturi până la epuizare. Fiecare set este până la epuizare. Nu trebuie să vă puneți niciun număr în minte. Spuneți, voi face 20, voi face 30. Faceți cât puteți, indiferent dacă în setul următor nu veți putea face tot atât, nu are niciun fel de importanță. Ideea este să faceți fiecare set până la epuizare. Flotările, o să exemplific câteva flotări. Și aici poziția mai depărtată, de jos până sus. Da, flotări normale. Acum vom face extensii cu spatele pe scaun. Brațele le veți duce după nivelul pieptului, da, încoace și acum nu mișcați coatele, lăsați ganterele în jos. Da, deci nu încercați să aruncați ganterele în față, coatele rămân nemișcate și aici. Următorul exercițiu pentru triceps, vom face extensii în spate, câte 10-12 repetări. Puteți să țineți ceva de sprijin, cum ar fi un scaun, dacă nu, nu, vă puteți sprijini de genunchi, nu are niciun fel de importanță. Cotul trebuie să fie sus, da? Brațul să fie paralel cu solul și aici. Aveți grijă ca mișcarea să fie controlată, să nu fie ceva de genul acesta, da? Aici veți face între 10 și 12 repetări, 3 seturi. Acum vom face și un exercițiu pentru abdomen. Data trecută am făcut pentru partea de sus, de data asta vom face pentru partea de jos. Vom face ridicări de picioare până la epuizare, 5 seturi. Da? Doar că la finalul mișcării vom ridica puțin picioarele în sus.
mâinile, nu le puneți sub fund, asta înseamnă trișoare, le puteți pune după cap, le puteți ține pe sol, nu are niciun fel de importanță și aici. Despre mișcarea asta spuneam aici, sus, da? Și aici veți face, eu n-am bloc aici, așa? Și aici veți face până la epuizare 5 seturi. La fel ca și la flotări, nu are nicio importanță dacă într-un set faceți mai puțin decât în celălalt. Ideea este să fie până la epuizare. Aici se încheie a patra zi din programul de masă musculară pentru acasă. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like la tot programul, să dați subscribe și ne vedem la videoul următor.